Suntem bucuroși că ați intrat din nou pe canalul nostru de YouTube și aici sunteți la curent cu noutățile așa mai mărunte pe care le avem noi în America. E viața de zi cu zi și după cum vedeți, probabil că ați auzit pe fundal că a trebuit să pornim AC-ul în mașină. A venit însă și de vremea bună, avem 27 de grade astăzi, încă e așa înorat, parcă dă să vină o furtună, dar măcar au crescut din nou temperaturile, așa cum trebuie să fie vară. Pentru că suntem în Păsățel, suntem pe picior de ducă, astăzi fugim până la un M&K, se numește, e un magazin de piese auto pentru camion. În urmă cu câteva vloguri v-am arătat niște piese pe care le-am cumpărat, le-am și montat, nu v-am arătat cum le-am montat și cum am folosit pistolul ăla ce l-am luat de la Milwaukee, dar acum Oana vine cu mine, îmi dă o mână de ajutor, ea cu camera, eu cu uneltele și încerc să schimb telescoapele pe spate la camion. Nu o să fie asta tot vlogul, pentru că eu nu sunt după pleacă și probabil că eu o să mai continui puțin, pentru că mergem iarăși la cumpărături, o să ziceți, băi, dar cât mâncați? E bine, pe weekend, Alex, îl știți, a fost eu, nu s-a pescuit cu el, e un prieten tare drag al nostru, are o rulotă în Wisconsin și mergem la rulotă împreună cu el să facem grătar, să ne bucurăm de natură, să stăm ca între prieteni, să povestim și bineînțeles că atunci trebuie și niște chestii pentru camping și noi ne ocupăm de mic dejun, salate, ce mai trebuie de garnituri și Alex a zis că el e cu cărneturile. El ne promite că o să facă un gulaș, bineînțeles cu ajutorul nostru. Noi avem experiență, dacă ați văzut clipul de anul trecut din România, am făcut un clip în care am gătit gulaș împreună cu un alt prieten tare, tare drag, cu Dani Sabo, el a fost bucătarul șef. Noi ceilalți împreună cu Beatrice, soția lui și noi, pe lângă ne-au fost ajutoarele, da? Am învățat ceva de la MasterChef. Așa. Suntem la M&K Truck Center în Juliet, de aici o să-mi cumpăr niște piese. Ăsta e unul dintre magazinurile sau de warehouse-urile, depozitele la care prețul e mai accesibil. M&K în America e peste tot răspândit, dar unele sunt mai scumpe decât altele și am realizat chestia asta întrebând într-un loc un preț, întrebând în celălalt loc, aceeași companie, prețuri diferite. Chiar și până la dublu prețul. Mai scump în unele față de altele. De exemplu, în Summit, tot în Chicago, lângă Chicago, în Summit, mai este încă un M&K din ăsta, să fugiți de el. Dacă nu aveți cont acolo, dacă, eu știu, nu știți pe cineva care să, într-adevăr, să vă facă un discount, aia vă usucă la preț. Merg să-mi iau telescoapele și vin înapoi imediat. Între timp, în bord arată 30.5 grade Celsius, dacă vă vine să credeți. E tare, tare cald. Acum e normală temperatura asta, dar acum câteva zile, când am ieșit la plimbare seara, erau 10 grade, deci de asta e puțin șocul nostru, că astăzi nici nu mai știu cum să ne îmbrăcăm, pentru că în ultimele zile am fost cu pantaloni lungi, tricou, bluză, hoodie și am revenit din nou la pantaloni scurți și tricou, așa că ne bucurăm. Deși aș prefera să fie și senin, încă se simte apăsătoare așa atmosfera, dar în câteva zile, cel puțin pe weekend, sper să fie soare și cerul senin. Am ajuns la camion și eu nu ți-a zis că se bagă în priză pentru că credem noi că o să vină o furtună tare, tare urâtă. Așa se vede cerul, parcă suntem în august și avem incendii, pentru că aici în perioada, cam pe acolo, mijlocul august, atunci încep foarte multe incendii în America din cauza vremii. Și chiar ne uitam că iarba și natura e așa foarte uscată. Totul e roșiatic, n-a plouat destul de la începutul verii, cred că am avut două perioade foarte scurte de ploaie și cam atât. Și acum nu știu dacă se observă, dar vedeți că nici nu vrea să uite dacă focusez pe cer, dar nici nu are ce să focuseze că e așa cenușiu, gri. Cel mai ușor mod de a mă face apă tot, la 31 de grade, în combinezon de mecanic. Hai că nu e așa gros. Am plătit 220 de dolari pe 4 telescoape și o priză de lumini. Priza a fost 8 dolari și ceva, în diferență a fost prețul pentru telescoape. Ai adus sculele, ești pregătit. Aici sunt.
bunele. Deci, pentru cei care nu știu ce sunt shock absorbers sau telescoape, ăsta e telescopul. Individul dăm afară, pe ăsta, pe ăla de acolo, ăla și ăla. Sunt patru pe fiecare camion. Îi dăm un WD-40, dăm puțin ca să... Nu pentru că ar avea nevoie ciocanul ăla percutor, dar ca să fie mai ușor să desfac așa. În Mexic, să vedem cât o să țină. Poate ține un an, doi. La drumurile mirifice din Chicago. Am dat afară pe bandit. Am o regulă anume, pentru că nu schimb toate ziua telescoape și nu-mi dau seama cum e mai ușor. Dar dacă îl pui la gaură, asta e muncă de 2 secunde. Jos. Strângem aici. Ciocanul ăsta percutor, sau cum se numește, ganul, e că poți să-l bagi și nu trebuie tu să pui forța fizică. Faci el pentru tine treaba asta. Ia să vedem cât durează să-l desfacem partea de jos. Cam atât. Normal, la apăsare, asta e poziția. El intră. Vezi? Ia să vedem cum lucrează unul ăla. Ce greu iese. În jos vine mai. Iese mult mai greu, parcă. Mult mai greu merge și în jos. Da. Uite ce greu intră. Asta imediat l-ai scos și băgat. Uite, de bea îl trag. Și să-l bag înapoi. Intră, dar intră greu. Pe când ăsta, îl trag mai greu. Dar când să-l bag, imediat. Da. Este a doua zi. Ieri am ajuns destul de târziu acasă, am tras un pui de somn amândoi. Eu nu trebuia să se pregătească pentru cursă și n-am mai fost la nicio cumpărătură. Și astăzi, bineînțeles, că eu nu ți-e plecat, așa că mă aveți pe mine și mergem împreună la cumpărături. Am de făcut 4 stopuri, dacă vă vine să credeți. Mergem mai întâi la Bath & Body Works, pentru că au reducerile semianuale și aș vrea să-mi iau câteva parfumuri de cameră și geluri de duș și să văd și la secțiunea de bărbați, că am văzut că și acolo au reduceri mari, așa că mergem și acolo. Când ajung acasă o să vă arăt și ce cumpăr, pentru că în mașină nu prea am unde spun camera ca să mă puteți vedea. Apoi mergem la Casco să cumpăr câteva lucrușoare pentru camping. Și mergem la Brookhaven, de acolo vreau să iau așa la vrac câteva legume. Și ultimul punct în care trebuie să ajung este la Whole Foods ca să returnez 2 produse de la Amazon. Deci cam ăsta este circuitul pe care trebuie să-l fac în dimineața asta.
Hai să vedem cum le facem pe toate. Afară e foarte urât. Contrar la cum am îmbrăcat eu astăzi cu floricele, am zis ca să complementez vremea asta de afară, să o contrastez în speranța că o să vină și la noi o vreme mai bună. Ieri mă bucurasem într-un fel, dar când am ajuns acasă a plouat. Astăzi e din nou frig, am revenit la blugi lungi, o bluză cu mânecă lungă și afară e destul de răcoare. Dacă ar fi să merg pe jos, cu siguranță mi-ar trebui o geacă de blugi, cel puțin. Hai să procedem. Mergem mai întâi la Bath & Body Works, că aia mă entuziasmează cel mai tare din tot circuitul ăsta și apoi trecem la lucrurile mai serioase, adică la cumpărături. Momentan noi să mergem să cheltuim câțiva bănuți la Bath & Body Works, pentru că reducerile astea semianuale sunt de două ori pe an, undeva în primăvară și acum la mijlocul verii. După mai au ei ceva reducere așa ocazionale, dar nu nimere să fie reducere în tot magazinul, mai la toate produsele și să ai atât de mult din ce alege. În general, în restul anului, când au reduceri, este fie la săpunele de mâini, fie la geluri de duș. Nu nimere să fie la toate produsele și la orice colecție. E tot timpul așa rezervat. Câteva produse din anumite colecții au reduceri. Hai! Sper să nu mă prindă ploaia, pentru că nu mi-am adus umbrelă. You have the time of your life, every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be cool. Hai că a fost cu succes. Am găsit câteva produse. Deja știți și voi locația. Am ajuns la Casco. Aș lua o lubeniță dacă găsesc. Trebuie să iau și un sac de cartofi. Probabil că o să iau ceva mezeluri pentru micul dejun. Și să văd ce mai face cu la zona de legume. Și mai apoi mergem la Brookhaven. De acolo o să iau mai multe legume așa la vrac. La Casco sunt doar în cantități mari. Și o lădiță de roșii aș vrea să iau, că data trecută am gustat roșiile și sunt tare, tare bune. Eu și niște pâinici proaspete, o saburind așa calde, foarte, foarte faine și moi. Și hai să mergem la zona de mezeluri și la legume. Hai să luăm și niște piept de pui. Tot timpul moi la valabilitate, majoritatea spune în 22, văd cum. Da. Hai să vedem asta. Am ajuns la roșii, astea sunt 4 libre, undeva la 1,8 kg, 6,99, luăm și noi o lădiță. Gata shoppingul la Casco, chiar la ieșire mi-am dat seama că am uitat cartofii, ce-i românul fără cartofi, nu e nicio problemă că o să iau de la Pitts. M-am hotărât să mergem la Pitts Market, nu la Brookhaven, pentru că aș vrea să cumpăr pufuleți. Mi-e dor să mănânc pufuleți, așa că o să merg la Pitts și o să iau vreo două pungi de pufuleți. Poate o pungă ducem cu noi și una am de gând să o înfulec astăzi, înainte să plecăm. Am luat niște căpșuni să luăm cu noi, lubeniță, arată tare bine și asta îmi place mult de la ei. Ați văzut că și la un preț foarte bun, e 8,99, indiferent de mărime, deci nici măcar nu cântărește, pur și simplu la bucată. Am mai luat niște pâine să avem cu noi pentru micul dejun, ce am mai luat, salată, ca și garnitură la grătar, roșii și cam atât. N-am luat foarte, foarte multe. Pieptul de pui l-am luat pentru noi, nu o să-l ducă, nu avem ce să facem cu pieptul de pui la grătar. Avem alte cărnuri mult mai bune decât atât, dar ăla o să-l pun în congelator, așa iau de obicei de la Casco și ați văzut că el vine în mai multe pachete, sunt 6 pachete de piept de pui, le tai, le despart și așa le bag la congelator, am ladă și na, e mult mai bine că cumperi mai mult și nu mai trebuie să-ți bați capul că ai tot timpul pregătit în congelator. Bun, hai să mergem la Pitts Market să nu uit să cumpăr cartofi neapărat și destul de multe legume am de cumpărat de la Pitts pentru că vrem să facem gulaș, așa că trebuie să iau și niște ardei grași, ciuperci, mi-a zis Ionuță, niște morcovi, ceapă, știți voi, din astea pentru o mâncărică bună. Hai,
să pornim. Să și aglomerat, sincer, am parcat destul de în spate pentru că nu este loc și nu sunt genul de persoană care să vreau să stau neapărat la intrare și să stau la rând să aștept să vină cineva și să-mi libereze un loc și e foarte strâmt. Așa că prefer să parchez mai în spate și să umblu puțin, mai facem și mișcare. Am ajuns la Pitz, hai să luăm legume și pufuleți. Uite ce multe flori frumoase au afară. Uite și plante, dacă ai grădinuță să-ți pui, 99 de cenți bucata, roșii. Da, astea îmi plac aici, uite ce drăguțes. Dacă vreți să vedeți niște prețuri la fructe. Uite aici. Sparanghel, mere. O să o iau așa pe fiecare rând și sper să-mi amintesc tot ce trebuie să cumpăr. Uite ce preț au rodile acum, 6,99. Nu e sezonul lor deloc. Asta este aparățelul de la Amazon. Aici primești pungulițe în care îți pui produsul dacă încape. Nu trebuie neapărat să-l pui în ambalajul cu care a venit. Și aici trebuie să scanezi codul QR care îl primești pe Amazon atunci când ai să faci return. Și este gratuit dacă vii să faci tu treaba asta de unul singur. Am scanat primul produs și hai să luăm o punguță de aici. Îl bag înăuntru și îi dăm drumul. Gata. Unul dintre produse e bolul ăsta. Îmi imaginam că e mai mare. Cei drept nu prea am verificat dimensiunile și vreau să-l returnez. L-am luat pentru plasără, pentru ce fac eu la artă, dar am exact același bol din nou. Credeam că e mult mai mare. L-am băgat în pungă, dau next și acum o să-mi printez eu. Attach label, need more labels. Doar că nu văd niciunul printat. Hai să vedem. Aici print labels. Ia uite. Și asta trebuie să lipim pe pungă. Gata, așa cum ne zice să deschidem aici cutia și să dăm drumul la pachet. Și aia e tot. Și văd că el știe când e deschisă. Și gata. Am ajuns acasă și v-am să arăt că cam așa arată $100. Nu mai iei foarte multe cu $100, plus minus o lubeniță și un sac de cartofi. Dar aproximativ cred că a fost 90 ceva de dolar tot ce am cumpărat astăzi și ăsta probabil de aici, pieptul de pui este cel mai scump într-adevăr, $30. În total avem 8 libre 50, undeva la aproape 4 kg. 2 kg de roșii pe care le-am gustat și sunt foarte, foarte bune, mult mai bune decât cele sherry, tot de la Casco. Pe departe, până când ne vin roșiile bune de fermă, astea sunt grozave. Am luat și niște căpșuni, chiar acolo, ale au fost $5, tot la un preț foarte bun, miros tare bine și de obicei cele de la Driscoll sunt bune. Am luat și salată, așa cum vă ziceam, să facem lângă grătar, niște dovlecei zucchini, nu am fost prea încântată, au fost foarte așa mici, înguști, aș fi preferat să fie ceva mai groși, mai ales că vrem să-i tăiem pentru grătar, niște castraveți pentru micul dejun, aici am niște ceapă verde pentru salată, niște ardei grași pentru gulaș, tot pentru gulaș morcovi, o vânătă pentru grătar. Ne place tare mult la grătar. Am luat și brânză, atât pentru noi, cât și pentru weekend. Dacă vine să credeți, am luat pentru micul dejun salam de Sibiu, made in USA, făcut în America, $13.59 și are, nici nu are o libră, deci undeva la 300 de grame, 300 și ceva de grame. Doi săculeți de ceapă, tot așa, unul o să ducem cu noi și unul rămâne acasă, niște ciupercuțe. Ăștia la pizza au avut doar așa organice, am luat
Așa, o cutie, 397 de grame și am mai luat astea de acolo, așa mai mari, de pus pe grătar. Bineînțeles că am luat pufuleți, ei sunt vedetele acestui hol alimentar, ca de obicei. Am luat pâinicile astea, care ne plac tare mult de la Casco, 6 dolari, ori fost călduțe când le-am cumpărat. Și cam atât, plus, așa cum vă ziceam, ce mai a rămas în mașină, că alea nu le-am mai cărat eu, rămâne pentru Ionuț, o lubeniță mare și un sac de cartofi. Da. Și în încheierea vlogului, să nu credeți că am uitat, să vă arăt ce am luat de la Bath & Body Works, mai ales că acum s-a deschis în România, știu că e doar în București, cel puțin așa știam ultima dată când m-am uitat, că doar în București s-a deschis, dar știu că mulți dintre voi de asemenea locuiți în Europa și poate aveți acces la un Bath & Body Works sau de ce nu în America, pentru că am văzut acolo statisticile și sunteți câțiva din America. Nu au avut foarte multe selecții, ca să fiu sinceră. În alte dăți, cu siguranță, erau mult mai multe produse la reducere și e drept că doar ce a început semianualul de vară, poate o să mai adauge produse, nu știu. Ăsta l-am luat pentru Ionuț. Lui îi place foarte mult, este 3-in-1. Și nu îl deranjează, mai ales de când e tuns scurt, nu mai contează așa de mult șamponul, dar miros foarte, foarte bine. Ăsta este... așa, fresh. E un miros clasic, bărbătesc, aș spune. Am luat un singur săpun de mâini, pentru că nu prea am fost încântată de mirosuri. L-am luat pe ăsta cu Watermelon Blend, așa de vară. Este Watermelon Lemonade și are și un mic touch de eucalipt. Mi-a plăcut. N-a fost nici prea dulce, nici prea puternic. Și ca să vă zic cât am dat în total, cu toate produsele astea, 39 de dolari. Și am mai luat două geluri de duș. Ia uite-le aici. Asta mi-a plăcut mie mirosul. Sunt așa... asta, sincer, merge în orice anotimp și ăsta parcă e mai mult de vară, dar mi-a plăcut. Le folosește și Ionuț, însă le preferă clar pe cele cu miros mai masculin. Iarăși mi-a mai plăcut ăsta. Tot așa foarte, foarte fain acum vara. Ambalajele sunt foarte, foarte drăguțe. Știți voi că ei sunt foarte pricepuți la ambalaje și am mai luat 5 mirositoare de cameră. Și acolo aș fi așteptat să aibă mult mai multe selecții. În iarnă, tot așa când mi-am cumpărat, nu mai știam din care să iau pentru că erau foarte, foarte multe și de data asta nu prea au fost. Chiar mi-a fost greu să-mi aleg 5. Am luat ăsta, Rose Water and Ivy, care e foarte, foarte dulceac, dar am zis că uneori parcă am poftă și de dulce. Sapphire Quartz. Ăsta este foarte, foarte fain, așa, destul de elegant. O să meargă oricând. Tiki Beach. Ăsta mi s-a părut tot așa fain. Deși are cuvântul plajă în titlu, mie țin minte că ăsta mi se părea că merge în orice anotimp. Nu știu cum aleg ei numele. Cred că deja sunt plictisiți de a pune atâtea titluri la câte produse au și câte scot în fiecare vară. Spadei. Și ăsta mi-a plăcut mult. Și ultimul am mai luat încă un Spadei. V-am zis că de obicei luam câte 7-8 mirositoare de cameră și toate erau diferite. De data asta am și luat două la fel. Nu știu ce să zic, că preț a fost ok. 75% reducere, la unele 50%. Mirositoarele de cameră au fost 3,50 $. În general ele sunt 8 plus taxe. Bineînțeles că 8 nu merită, mai ales că vă ziceam că ține cam 2-3 săptămâni dacă chiar vrei să miroase, dacă pui pe puțin, că poți să selectezi cel puțin apărățelul pe care l-am eu, poți să pui pe trepte. Dacă pui prima treaptă, nu prea miroase în cameră, așa că trebuie să pui cam, cred că la mine sunt 4 trepte și de obicei las pe 3. Dacă avem musafiri sau suntem noi mai mult acasă și ne putem bucura de miros, pun pe 4 să fie maxim, dar în general pe 3 și așa chiar miroase în sufragerie. Avem și o sufragere destul de largă, ce-i drept, dar oricum se termină repede, 2 săptămâni, cam așa, maxim. V-am pupat, ne revedem cât de curând cu un nou vlog, sper că v-a plăcut și acesta. Am încercat să fie destul de activ și să vedeți cum e viața până la urmă de zi cu zi aici, pentru că, na, nu tot timpul ieșim în vacanțe sau ieșim în oraș sau vedem ceva foarte diferit, dar cred că vi se pare interesant să vedeți și lucrurile astea așa casnice, de ale castei și lucruri pe care trebuie să le facem noi toți până la urmă, că orice, oriunde am locuit pe lumea asta trebuie să mâncăm, mai avem de reparat una alta. Nu uitați să dați un mare like acestui clip și ne revedem cât de curând, adică săptămâna viitoare. Pa, pa!
wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody.